Bună ziua și bine ați revenit pe canalul Pescuit și Natură. Astăzi am revenit pe râul Siret la un pescuit la plută. Ultima oară tot pe această zonă am fost, am prins câțiva cleni frumoși, dar după ce s-au speriat clenii, m-au atacat obleții, n-am mai reușit să prind nimic de acei obleți. Astăzi vreau să aplic cam tot aceeași tactică, am aruncat niște vierbi, vreau să găsesc poate clenii, este aici și morunaș și scobar, dar în special clenii, sunt clenii destul de frumoși pe aici. Am mai luat și ceva să fac și un experiment. Eu nu am pescuit niciodată la ficat. Știu că mai pescuiesc pescari prin țară la ficat cu rezultate bune. Am văzut poze, încă videoclipuri n-am văzut cu pescuitul la ficat. Am citit ceva partea asta pe niște bloguri, am citit cam cum se dă la ficat. Așa că vreau să încerc și eu, fac un experiment astăzi. Am luat o caserolă de ficat, am tăiat câteva bucățele cu bulețe mici. Am două bețe la plută astăzi, am și cealaltă boloneza mea. Deja am instalat-o aici. Aceasta o voi ține aici lângă mal, pe lângă structurile acestea, aici am dat ficat. Iar cu cealaltă boloneză voi pescui mai în larg la vierbi. Experimentez, vizionare plăcută! Am tăiat câteva cubulețe de ficat, sper că le-am tăiat bine, nu știu, n-am pescuit niciodată. Dacă aveți sfaturi în privința pescuitului la ficat, vă rog, lăsați în comentarii să mă documentez și eu. Am citit câte ceva pe internet, dar nu știu, acum probez și eu, fac experimente. Deja a intrat primul pește. Nu, unde intri? Deja a intrat primul pește. Nu l-a ficat. Aici e tabăra mea de bază. Și mi-am pus crăcană măcar. Da, asta a intrat la vierbi. Da tot, un crean fain. Fain, are viermi în gură. Nu știu dacă se vede sau nu. Babușcă. Bună și asta. Thank you.
mai mare. Morunaș. Am pus o râmă. Deja începea să trag obletele la vierbi și am pus o râmă. Și a intrat asta. Văd că la râmă trag morunașii. Asta e chiar frumușel. La râmă. Toate speciile de pește astăzi. Ia uitați și un porc ușor, tot la râmă. Ce fain e. Este fain. L-am înțepat, parcă am dat într-un copac ceva. Asta e un pește fain. E un pește fain, mă, că eu am o problemă aici. Structura asta mare mă cam deranjează. Am lăsat și bățul ăsta la ficat. Îl descălcesc după aia numai să...
folosit. Și mi-a luat și pluta la ficat, incredibil. Așa e când te duci după mai mulți pești. Hop. Hai, vin încoace. Da, am luat alt clean frumos. Am filmat. Cum? Astăzi am venit și pregătit. Să văd. Scot mai întâi. Să-l pozez. Tot. Un clean foarte fain. Iar de data aceasta am luat și un centimetru, a venit pregătit. Centimetru de la sponsorul meu, Pescar Mag. De centimetri. Până la baza anotătorii codale, 37 de centimetri. Fain. Hop. Să văd. Și un cântar. Deci, fix un kilogram. Să dăm un reset. Op. Un kilogram și 35 de grame. Era plin de viermi. Când ne-am dat drumul în apă, i-au ieșit foarte mulți viermi din gură. Am mai aruncat câțiva viermi, sper să mai adun niște cleni. Între timp, cât se nădesc clenii, ne apucăm și facem și puțină ecologizare pe aici. Pescarii au cam lăsat multe lucruri. Da, la porumb pe aici. Cinci minute mi-a trebuit să strâng acest sac de gunoi de pe porțiunea aceasta a malului. Malul era acum curat, exact cum ar trebui să fie. Haideți să ecologizăm, lăsăm natura curată. Eu îl voi lăsa aici, eu acolo, pescuiesc în amonte și când vin, îl iau, îl duc la un tomberon.
Da, în mornaș. Un banc de morunaș. Prind unul după altul aproape. Atât de mici, pe atât de răi morunașii ăștia, mai ales că e plin la o adâncime destul de mare. Dar panul ăsta nici nu l-am prins regulamentar. L-am prins de sub bărbie. După 4 ore de pescuit închei partida aici. Vântul acesta nu s-a oprit toată ziua, destul de frig acum pe seară. Am prins 2 cleni, dintre care unul de 37 de cm și 1 kg. Iar în rest am prins vreo 20 de morunași, o babușcă, mulți obleți, porcușori. Faină partidă, multă activitate. Experimentul meu la ficat a fost un eșec total, nu am avut nicio trăsătură. Nici nu știu dacă am dat bine. Dacă sunteți abonați de-a mei sau urmăritori care ați pescuit la ficat și ați avut rezultate, vă rog, scrieți-mi în comentarii dacă am făcut bine. Eu am tăiat niște cubulețe, am dat câteva, așa, o mână de ficat aici, lângă mal, lângă structura aceea mare, și am lăsat pluta acolo, exact lângă structura aceea, pe vale. Mă gândeam pe acolo că ar trebui să stea ceva clean. Din păcate, nu am avut nicio trăsătură. Vă rog, scrieți-mi în comentarii dacă știți. Mulțumesc pentru vizionare. La revedere!